Cu siguranță, cea mai importantă povață este să învețe din greșeli, să greșească. Eu le-am permis din totdeauna să greșească. Copiii oricum au o doză de răutate mai mare. Buboasă, urâtă, dar exact pentru că erau vizibile. Tot timpul purtam breton pentru că mi-era afectat scalpul, în primul rând. Culmea e că ghinionul meu exact unde se vedea, nu neapărat pe corp. Pe corp erau doar în perioadele foarte critice ale bolii. Și practic era exact partea cea mai vizibilă afectată. Se descărca pe mine boala. Repet, nu am avut niciodată un prieten, un iubit. Eu eram băiețoaică, aveam prieteni băieți, eu eram cu... Noi ne jucam de războiul, ne jucam cu mingea, cu praștea, cu toate astea, nu. Până în momentul ăla, toate au venit de la sine. Aoleu, îmbătrânesc, da, trebuie copil, trebuie soț, n-a ieșit, nu-i nimic, mergem înainte. Și munca m-a încurcat tot timpul, fără să gândesc, fără să aflu prea multe despre omul ăla, fără să știu ce face, cu ce se ocupă, ce... N-am gândit. Problema mea era tot timpul cu viața mea privată, despre care nu vorbeam niciodată, nu spuneam că sunt fericită, pentru că nu eram.